Elevii care trebuie să facă zilnic naveta la școala gimnazială din Pașcani vor avea un nou microbuz. Astfel, se va asigura transportul școlarilor într-un microbuz modern, care va circula pe traseele Ruginoasa-Pașcani, Vânători-Pașcani, Tătăruș-Pașcani și Ciohărâni-Pașcani. Acest microbuz va transporta copiii pe traseele pe care le facem spre Iugane, Ruginoasa și Tătăruș. Este vorba de peste 230 de kilometri zilnic, trasee care aduc undeva la peste 30% dintre copiii școlii noastre. Evident, microbuzul va mai fi folosit și pentru excursii școlare și pentru situații în care copiii au nevoie de transport pentru obiective de tip instituțional sau medical. Investiția este realizată cu bani de la Consiliul Județean Iași, iar valoarea este de circa 60.000 de euro. Este un microbuz modern, cu 24 de locuri și o garanție de minimum 3 ani. Potrivit celor declarate de vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Sorin Afloarei, microbuzul va fi pus în folosința elevilor, începând cu luna ianuarie a anului 2022. Un alt microbuz școlar de acest tip urmează să fie pus la dispoziția elevilor de la Școala Profesională Specială Trinitas din Târgu Frumos, microbuz achiziționat tot cu de la Consiliul Județean Iași. În acest caz, din cei 280 de copii înscriși la școală, 200 sunt transportați zilnic cu microbuzul. Ne bucurăm că încă din primul an de mandat, Consiliul Județean a alocat bani pentru microbuze școlare. Pentru noi este vorba doar de microbuzul școlar de la Școala Specială de la Pașcani, ci și la Școala Specială de la Târgu Frumos. Microbuzul a costat undeva la 350.000 de lei. Are 22 plus 1 locuri. Cel mai probabil va intra în funcțiune din luna ianuarie, după ce vom reuși să rezolvăm cu toate actele necesare. Menționăm că s-a decis achiziționarea unui nou microbuz școlar la Școala Specială din Pașcani, în contextul în care cel care obișnuia să fie folosit pentru transportul copiilor avea nevoie în permanență de reparații, iar elevii nu mai puteau circula în condiții de siguranță.